Visăm o Românie digitalizată și proiecte fanteziste, dar nu îndeplinim o condiție de bun simț într-un stat european, să avem toalete în casă. România e țara cu cele mai multe WC-uri în curte. O spune ultimul studiu european, din care reiese că nu s-a schimbat nimic la 13 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Suntem în anul 2020. Suntem, dar dacă asta e condiția în România, noi ce să facem? Spuneți-mi, dumneavoastră, cum putem trăi? În 2020 ni se dezvăluie o realitate dură. Suntem fruntași într-un top care nu ne face cinste. România este singurul stat membru al Uniunii Europene, unde aproape un sfert din populație trăiește în locuințe care nu au toaleta în interior, arată datele publicate de Eurostat. Ponderea unor astfel de gospodării din țara noastră este de 10 ori mai mare față de media europeană. Practic, unul din patru români merge la toalete rudimentare în afara casei. Fără apă și fără canalizare, satul românesc este aruncat în afara civilizației. Am mers și noi într-un cătun care pare la capătul lumii. De fapt, este situat la doar 50 de kilometri distanță de Constanța. Aici, o încăpere din lemn rece și murdare, care stă să cadă oricând, ține loc de toaletă. Toaleta unde e? WC-ul? Toaleta? Fundul de linie, dacă plouă, nu că am pus piatră. Toaletă, closet. Fără nicio putere de a schimba toaletele bătrânești cu unele moderne, oamenii s-au resemnat. Iarna cum faceți când ieșiți? Când e frig noaptea? Nici nu e mașă. Dăm cu lopata, zăpada și trebuie să ne ducem la toaletă. Ne-am obișnuit, că dacă nu ne obișnuiam, ce putem să facem? Așa e la țară. Ce fac autoritățile? Avem un proiect pentru reabilitarea rețelei de apă în satul Șipotele și vrem să facem și proiectul de canalizare. Proiecte în care mulți nu mai cred și puțin mai îndrăznesc să spere. Promisiuni cât lumea. Abia au făcut strada și eu sper să facă și eu o canalizare. Mâine este Ziua Mondială a Toaletei, o zi de care se bucură mai ales alții. Locuitorii din Suedia, Luxemburg și Olanda nici măcar nu își pot imagina o toaletă în exteriorul casei.